În 1996, Jeff Bezos s-a întâlnit cu proprietarii lui Barnes Nobles, cel mai mare magazin fizic de vânzare de cărți din vremea aceea, și s-a întâlnit la masă și a fost o întâlnire similară Yahoo și Google, unde mai mari din Barnes Nobles îl băteau pe spate și îl admirau pentru efortul său sărac om ce se pornește să facă. Și au spus că mai ne place ce încerci să faci, dar o să lansăm foarte curând un site care o să te distrugă. Iar când site-ul s-a lansat, au vrut să-l numească Book Predator. Și știm că de bine le-a mers. Nu au zdrobit pe nimeni. Însă asta nu s-a făcut sunt cu mâinile în sân, de exemplu, unul din angajații de la început ai companiei muncea atât de mult încât omul a uitat unde și-a parcat mașina și a uitat de ea cu totul. Mașina era parcată în fața apartamentului, dar el pentru a ajunge mai ușor la lucru pleca cu bicicleta. Pleca foarte devreme dimineața și ajungea acasă foarte târziu, astfel omul nu și-a mai văzut mașina în timpul zilei, era noapte și a uitat de ea. Însă asta nu-i tot, pentru că nu avea timp să-și citească e-mailurile până când a avut și a aflat că el a primit o grămadă de amende de parcare a primit mesaj că a fost ridicată, a primit câteva avertizări de la compania care a ridicat mașina și un mesaj final care spunea că mașina sa a fost vândută la o licitație publică. După ce eBay s-a lansat și Amazon a încercat să-și facă o secțiune de licitații pe site pentru a intra în competiție, din păcate ideea nu le-a mers și au eșuat. Asta arată că indiferent de efort nu poate să iasă totul bine. Jeff Bezos a cumpărat un schelet de urs dintr-o peșteră din era glaciară pentru 40.000 de dolari și l-a afișat ca în muzeu la sediul central al companiei. Lângă urs este un scris vă rugăm nu dați de mâncare ursului și poate să fie văzut public și în ziua de astăzi. Ne întoarcem un pic pe site, în timpul creșterii a avut câteva lucruri destul de interesante, de exemplu cel mai scump lucru vândut pe site a fost un cd de 3 milioane care a fost cumpărat de o persoană dar Amazon a oprit vânzarea pentru că era ciudat și a mai reușit odată să ajungă la 23 de milioane prețul unei cărți din cauza unei greșeli în algoritm. Site-ul Amazon punea prețul relativ prețului din magazinul oficial, dar pentru că magazinul magazinul oficial s-a întâmplat să fie tot Amazon, algoritmul din nou ajusta prețul vis-a-vis -vis de celălalt magazin oficial. Și până când s-au prins oameni de această greșeală, prețul cărții ajunsese la 23 de milioane de dolari. Acela este posibil să fie fost produsul cu cel mai mare discount din lume. Prețul pentru care a fost până la urmă vândută cartea era de 106 dolari și 23 de cenți. Având în vedere că Jeff Bezos are 160 de miliarde de dolari, el poate să-și cumpere tot ce vrea din lume. De exemplu, a investit 40 de milioane de dolari într-un proiect de producere a unui ceas mecanic nu digital, capabil să spune ora exactă în următorii 10.000 de ani. Vorbea mai departe de echipele de 10 oameni la două pizza. Aceste echipe au fost făcute în 2002 de Bezos și a spus că acestea trebuia să fie autonome, să nu aibă nevoie de un șef sau de cineva care să le supravegheze. Acestea trebuia să primească ținte foarte stricte, care aveau așteptări care trebuiau atinse și prin acestea se măsura succesul echipei. De asemenea, Bezos dădea note acestor echipe și le urmărea progresul. De asemenea, tot Bezos numește comunicarea un semn al funcționării proaste. El spune că atunci când comunică, înseamnă că oamenii nu lucrează aproape într-un mod organic și că trebuie să găsim un mod prin care echipele să poată să comunice mai puțin una cu cealaltă, nu mai mult. Desigur, nu este surprinși de faptul că angajații urau atât ideea aceasta cu necomunicarea, cât și ideea cu echipele de două pizza, mai ales când iei în calcul stresul notării din partea celui mai bogat om din lume. Se estimează că această companie trimite 2 milioane de pachete în fiecare zi, apropiindu-se în fiecare zi tot mai mult de cifra de un miliard de pachete pe an. Iar în ziua de astăzi deține 75% din toate vânzările online, în ciuda faptului că în 2016 deținea doar 43, în 2015 doar 33, în 2012 doar 25. Oare va ajunge la 100%? Și gândește-te la cât de mult carton se folosește în acele 2 milioane de pachete din fiecare zi. O estimare spune că dacă ai lua toate cutiile, le-ai presat și le-ai întinde de drept, ai acoperit 50.000 de kilometri pătrați. Asta vine undeva la o cincime din România. Deci ai acoperi toată România în mai puțin de o săptămână, în 5 zile lucrătoare. Așa că următoarea nu poate să fie o surpriză: în 2006, un angajat Amazon, când a auzit că i s-a spus să se simtă la Amazon ca acasă, el a luat-o literalmente. Acest angajat venea în fiecare zi, în fiecare dimineață, la lucru și în fiecare seară pleca de la lucru. Însă s-a descoperit mai târziu că acesta nu strângea ori la locul de muncă. Lucru care a dus la descoperirea mai ciudată mai târziu că acest angajat își construise o casă din carton și din epaleți depozitul magazinului Amazon. Mai departe au folosit articole pe care le vindea magazinul totul de la A la Z pentru a-și face și mobila o casă. Totul mascat și acoperit de cartoane și de epaleți. Vorbeam mai devreme că deține Whole Foods, pe lângă asta mai deține și Twitch și Audible. Twitch este desigur platforma aleasă de gamer pentru jocurile online, iar Audible nu este din păcate prezent în România, este o platformă prin care poți să-ți asculti cărțile în loc să le citești. Le asculti pe drum, la volan și așa mai departe. Până acum lucrurile au fost drăguțe. Am început cu lucrurile bune, cu istoria Amazon, a mers gradat în lucrurile mai dubioase cu privire la Jeff Bezos și acum lovim lucrurile cu adevărat serioase. De exemplu, în America, Amazon nu trebuie să plătească impozit pe bunurile vândute la fel ca alte magazine. Astfel, atunci când ai de ales între magazine din care poți să cumperi, tu ca și client, văzând că plătești cu 4 sau 10% mai puțin neplătind impozit, cum ar veni TVA la noi, ești desigur din start predispus să cumperi din acel magazin, pentru că este mai ieftin. Cum au reușit să facă acest lucru? E bine, au avut o înțelegere cu guvernul. M am spus mai devreme că lucrează și cu CIA, așa au rezolvat. Astfel, cumva, undeva ei știu pe cineva. Astfel, față de un magazin fizic, care mai trebuie să plătească și taxe de magazinare, chiria fizică pe magazinul fizic pe care îl deține, chirie care poate să fie foarte mare dacă ești într-un loc foarte bine pus, îți este mult mai greu să scoți un profit și să fii competitiv în fața lui Amazon, să nu dispari și să-l faci pe el să dețină monopolul. Iar când Donald Trump i-a spus lui Jeff Bezos prin Twitter în public că el face practic evaziune fiscală și că înșală publicul prin taxe, Bezos a spus că face și el același lucru și a oferit mai degrabă să iasă la o băută împreună decât să se certe. Și chiar a făcut oferta de a-i da un bilet doar dus, nu dus întors, pe racheta Bezos Blue Origin cu care poate să trimită oameni în spațiu. De asemenea, revista New York Times a scris despre Amazon, spunând că în interiorul companiei este o cultură foarte dură, unde oamenii se mănâncă între ei, fiecare angajat este un turnător, corectitudinea nu este foarte importantă, nu contează de la cine a venit ideea, chiar dacă este furată atâta vreme cât este împinsă înainte. Și aceste tehnici au fost chiar de la început. De exemplu, când a pornit Amazon, ca să comanzi o carte de la un distribuitor, trebuia să comanzi în realitate 10. Ei dacă aveau nevoie doar de una, distribuitorul nu le-ar fi trimis un pachet atât de mic, așa că Amazon comanda cartea de care avea nevoie și alte 9 cărți foarte rare, foarte obscure, de care nu auzea nimeni și nici nu avea cineva cumva cum să facă rost de acele. Astfel își primea cartea de care avea nevoie și celelalte nu mai ajungeau niciodată. De asemenea, când au început să vândă cuțite de bucătărie, rampele de descărcare nu erau perfect pregătate. Gătite pentru cuțite și erau în principiu rampe de lansare mortale. Și aceasta cred că este imaginea perfectă care descrie magazinul. În ziua de astăzi încearcă să iasă offline pentru că aproape s-a saturat piața pentru ei. S-a saturat pentru că oamenii preferă să cumpere inclusiv alimentele online, astfel în timp ce la noi încă molurile merg bine, în străinătate se închid cu totul. Oamenii nu prea mai ies la mol pentru a-și face cumpărăturile, ci își primesc lucrurile direct deja acasă, mai ieftin și mai convenabil. Astfel că Amazon vede golirea acestor moluri ca o oportunitate perfectă de închiriere de spații foarte ieftine. O altă problemă care este din faptul că Amazon s-a întins peste tot și că vând totul, începe să apară tot mai mult în ziua de astăzi prin propria lor linie de produse. Produse care pot să aibă prioritate, fie că e corect, fie că nu e corect, față de alte companii mai mici care poate oferă același lucru mult mai bun sau de companii mai mari care oferă același produs. Cum s-a întâmplat în cazul companiei Apple cu Apple TV-ul care a dispărut de pe magazinul Amazon Online după ce Amazon a scos același produs Amazon Fire TV sub propriul logo. Desigur, același produs în sistem de operare diferite, dar oferă, în principiu, aceleași servicii. Astfel, cu cât hrănești mai mult o asemenea bestie, cu cât o faci mai mare, cu atât îți sapi ție groapa mai mult, limitându-te în viitor mai mult, oferindu-i altcuiva puterea. Ne susținând companiile mici producătoare de produse, de dragul convenienței, lași dragonul să crească. Și mai departe pe Amazon poate să vândă oricine, orice este legal. S-a transformat într-o afacere chiar și în România, vând de nimicuri pe Amazon, afacere care a adus câștiguri foarte mari. Însă, în același timp, tu hrănești dragonul și acesta, Amazon, are acces la lista ta de clienți, la preferințele lor, la cât ai câștigat și Amazon cu o ofertă mai bună pe un produs pe care interesează poate oricând să-ți ia acești clienți și el, de fapt, te controlează. Nu este un mediu sigur de termen lung în care vrei să te afli. Iarăși, site-ul s-a folosit de imaginea de caritate pentru a face profit prin intermediul lui Amazon Smile, o fundație care oferă 0,5% din produsele cumpărate de tine activităților caritabile, el a reușit să facă profituri de 50 de miliarde de dolari. Cum a făcut acest lucru? Gândește-te că trebuie să cumperi de 10.000 de lei pentru a face o donație de 50 de lei. Iar din acei 10.000 de lei profitul merge la Amazon. Mai departe, ai crede că lui Amazon îi pasă de autori, de cei care scriu cărți, de cei pe care ei și-au bazat afacerea. Însă în ciuda faptului că 75% din vânzările de cărți sunt prin Amazon și anual sute de librării se închid, librării în care autorii fac evenimente, vin să facă poze cu fani, vin să să semneze cărți pentru fani, vin să facă publicitate cărților pe care urmează să le vândă și pe Amazon, iar acesta nu face niciun eveniment niciodată pentru a promova cărțile autorilor lor. Astfel toată greutatea este luată de magazinele fizice și beneficiile de magazinul online. De asemenea, angajații se plâng mereu și procesele civile se strâng, oamenii fiind munciți atât de tare încât depozitele Amazon au mașini de ambulanță ținute în rezervă pentru ele doar în caz că leșină încă un om de oboseală. Și asta pentru că au prea puțini angajați. Da, au cei 15.000 de roboți și angajează încă 100.000 de oameni de sărbători. Însă, în realitate, în mod normal, au doar 118.000 de angajați și când le faci realist calculele pe oamenii care se ocupă de comenzi, un om se ocupă de un milion de vânzări. Iar Jeff Bezos chiar este mândru de acest lucru și se mândrește că a construit acest mediu competitiv de muncă. Iar Jeff Bezos încearcă să scade și mai mult acel număr de angajați. Probabil că ați observat magazinul fizic la care visează Amazon în care doar intri, ai cumpărat ce trebuie și ieși, Îți sunt scanate automat toate produsele, ne mai fi nevoie de angajați. Ați văzut probabil și clipurile despre dronele Amazon, cu care Amazon vrea să livreze produsele mai ușoare, desigur, la casele oamenilor. De asemenea, Amazon a devenit un motor de căutare. Chiar eu, în momentul acesta, în timp ce încăutam lucruri despre Amazon, de fiecare dată când scriam Amazon puncte, 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 îmi intra direct pe site, în loc să-mi facă un search cu Google. Și oamenii, la fel cum intră pe Google pentru a căuta informații, mai târziu au început să intre direct pe YouTube pentru a căuta informații informații, acum intră direct pe Amazon pentru a-și căuta lucrurile generice de care au nevoie. Nu mai fac o căutare în prealabil pe alt site. Pe site ai recomandări de produse, produse similare, prețuri similare și chiar recenzii din partea oamenilor normali, sinceri unii între ghilimele. Niciun lucru nu mai este necesar pentru a te gândi dacă să cumperi pe site sau nu. Astfel, dacă Amazon se decide să-și deschide și un motor de căutare la fel ca Google, având în vedere că știe tot ce și-ar dori oamenii, se ar deține viața mai departe cu totul. Și acesta este cel mai mare Pericol. Amazon a devenit o mega afacere, similar modului în care operează Emag în România. Și a pus monopolul, a deținut nu doar afacerea de vânzări de cărți online, ci multe afaceri și multe industrii. Și acest lucru este foarte dăunător unei economii sănătoase, unde există competiție sănătoasă pentru produse mai bune, pentru un client mai bun. Pentru ca economia de piață să funcționeze, trebuie să existe varietate. Nu poți să ai doar Amazon Fire TV, de exemplu, sau doar Amazon Echo, trebuie să fie permise acolo și alte produse competitive. Față de care relativ Amazon trebuie să lupte în continuare să fie mai bun. Nu să sângereze bani an la rând până când falimentează alte companii, moment din care Amazon poate să-și crească prețurile unde ar trebui să fie în mod normal, și oferind de la început produse la prețuri normale, similar celorlalte magazine, ca toată lumea să supraviețuiască pe această piață. Și spuneam mai devreme, în ciuda faptului că este în continuă creștere, compania nu creează locuri de muncă noi, ci omoară multe locuri de muncă. Locuri de muncă unde oamenii nu sunt cei mai fericiți din lume, iar companiile care pot să fie în competiție nu au nicio șansă. De exemplu, în primii ani de existență pe piață, pentru a se pune în poziția în care sunt în ziua de astăzi, au pierdut de la investitori 3 miliarde de dolari pentru că ofereau prețuri nerealist de mici, prețuri la care competitorii pur și simplu nu aveau cum să ajungă pentru că ar fi trebuit să le plătească din buzunar așa cum făcea Amazon, însă au câștigat exact ce au avut. Au câștigat un nume, au câștigat sute de mii de clienți care erau nu doar satisfăcuți, ci și loiali pentru că au luat prețurile cel mai bun Multă vreme, prețuri de la care s-a instaurat gândul că sunt cu siguranță cele mai bune la Amazon, pentru că totdeauna au fost și nici nu se mai verifică în altă parte. Și în ziua de astăzi a ajuns atât de departe încât să verifice prețurile de la toți competitorii, inclusiv cei din magazinele fizice, doar pentru a putea să ofere un preț mai mic și să câștige vânzarea. Lucruri care pot să-i facă bine lui Amazon pe termen lung, însă dacă îi întreb pe ceilalți doritori să fie competitori, nu este chiar corect. Iar în ziua de astăzi, Amazon se gândește să ajungă și în România, astfel Amazon cumpără tot și nici o altă companie nu va mai putea să o prindă pe aceasta din urmă, pentru că ea devine mai mare în fiecare secundă. Magazinul cu siguranță este de succes, este convenabil, a servit aproape 2 miliarde de oameni, atât ca și clienți, cât unii dintre aceștia chiar și ca vânzători și se estimează că anual oamenii cheltuie undeva la 2 trilioane jumătate de dolari pe Amazon. Nu e surprinzător că Jeff Bezos, fondatorul este astfel cea mai bogată persoană din lume, dar spre deosebire de Bill Gates, care își împinge averea în ajutarea lumii, Jeff Bezos continuă să să umfle Amazonul până va da pe din afară. Asta a fost tot pentru azi. Aștept să-mi spuneți dacă ați cumpărat vreodată de pe Amazon ceva, produsele în realitate chiar sunt mai ieftine decât în România, foarte ciudat să cumperi un SSD de pe Amazon și să fie trimis din Hong Kong în România și să fie considerabil mai ieftin și să-ți ajungă acasă cu mai multă liniște în suflet decât dacă l-ai cumpărat din România. Nu spun că nu este convenabil, nu spun că nu este bine, însă prea multă putere în mâna prea puținor oameni este un pic înfricoșător. Asta este tot ce am de spus. Nu vă mai țin, vă mulțumesc tare mult pentru share, like și abonare. Eu sunt Alex Cosma și până data viitoare, atenție! kadmer